Mihai, președinții PNL și PSD se bucură de aceeași cotă de încredere în ochii alegătorilor, deși procentul nu este unul foarte ridicat, potrivit unui sondaj recent. Peste un sfert dintre români au încredere în Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, în egală măsură. Dacă ar fi să se așeze la masă cu unul dintre aceștia, cei mai mulți spun că l-ar invita pe președintele social-democrat la o masă în familie. Cum arată toate aceste date, ne spune Andreea Popa. Andreea. 31% dintre români au încredere în Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. Următorul lider politic ce le inspiră încrederea alegătorilor este președintele interimar al USR, fostul ministru al transporturilor Cătălin Drulă. Și fostul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, se bucură de încrederea a 11% dintre alegători potrivit sondajului. Întrebați pe care dintre liderii politici i-ar invita la masă în propria casă alături de familie, 14% l-au indicat pe Marcel Ciolacu. 6% dintre români l-ar invita pe premierul Nicolae Ciucă, cei mai mulți însă dintre respondenți, 35%, nu ar vrea să ia masa cu un politician. Liderii coaliției de guvernare vorbesc de câteva săptămâni despre un plan de măsuri care să vină în sprijinul românilor, în special a celor cu venituri mici, dar și un plan în același timp pentru contracararea creșterii prețurilor. 63% dintre români au auzit de acest plan, 21% spun că nu au auzit despre intenția executivului. Cea mai cunoscută măsură din acest plan sunt voucherele în valoare de 50 de euro care ar urma să se acorde la 2 luni pensionarilor și familiilor cu venituri reduse pentru a-și cumpăra alimente. 46% dintre români spun că știu despre acest ajutor. 23% au auzit despre creșterea voluntară a salariului minim cu 200 de lei fără taxe. 12% știu despre dublarea valorii normei de hrană de la 11 la 22 de lei pentru pacienții din spital, pentru copiii din centrele de plasament și pentru vârstnicii aflați în centre. Despre creșterea cu 50% a valorii tichetelor de masă au auzit 5% dintre români. Sunt măsuri care au fost sau urmează să fie adoptate de guvern, discutate de coaliția de guvernare. 32% dintre români consideră că sunt măsuri inițiate de Partidul Social Democrat. 7% cred că au fost măsuri inițiate de Partidul Național Liberal și 2% dintre români cred că sunt măsuri care aparțin partidelor aflate în opoziție. Sondajul a fost realizat de Avangard la solicitarea Partidului Social Democrat în perioada 12-20 aprilie. Au fost intervievate telefonic 906 persoane cu vârsta de peste 18 ani. Marja de eroare este de plus minus 3,4%.